Bună ziua și bine ați venit în sala Cupola a Bibliotecii Județene Ghete Chirileanu Neamț, bibliotecă în care va fi vorba acum tot de Chirileanu. Avem aici, lângă mine, l-avem pe Matei Chirileanu, iar pe Simeze avem Victor Chirileanu. Și de data aceasta vom vorbi de Victor Chirileanu, mecena. Pentru că mișcarea plastică nemțeană este inevitabil legată de acest tip de mecenat care s-a întruchipat în cel care a purtat numele Victor Chirileanu. Este o colecție realizată, am zis eu, nu din dorința de a aduna grămadă tablouri, de exemplu, ci exact din pornirea de a sprijini artiștii plastici. Și cred că este o deosebire între cei care în Piatra Neamț s-au aplecat în acest fel asupra picturii și au realizat colecții. Într-un mod, cum să spun, firesc, cred, Victor Chirileanu a sprijinit, cred, întâi și întâi a avut așa numitul declic. Cel puțin așa mi-a povestit la un moment dat, când realizam un film despre viața lui Constantin Filimon. L-a sprijinit întâi pe Constantin Filimon, pe care l-a întâlnit la Bisericani, unde era tânăr medic, și după aceea, așa cum vedem pe aceste simeze, a colecționat, dar revin și spun, pentru a sprijini, de fapt, pictori, a colecționat, iată avem aici Ioan Popei, iată avem pe Petrică Diaconu, avem Brânzan, Vasile Brânzan este un moment oarecum în paranteze, aș putea spune, poate exagerând, al mișcării plastice din Piatra Neamț, pentru că după o activitate destul de strălucitoare, aș putea spune, nu strălucită, strălucitoare, în Piatra Neamț s-a mutat cu tot, cu familia, în Iași, Vasile Brânzan. Vasile Brânzan, cel care semnează un vestit portret Costică Filimon, vestit în sensul că atunci când, de exemplu, un alt colecționar, dar de altă factură, care se numește Vasile Pleșca, a făcut o expoziție Filimon, cu lucrări de Filimon, a prezentat și această lucrare în copie. Iată, avem aici originalul. Este una dintre lucrările care, la vremea ei, a reprezentat un vârf de cotă. Din păcate, cred, pictura în Piatra Neamț nu se bucură de cota pe care ar merita-o. Este un subiect pe care, de obicei, criticii evită, dar este un subiect care stă la, cum să spun, baza existenței artistului. Pentru că un artist, dacă nu reușește să își vândă lucrările, are o viață mai complicată. Deci, este vorba despre bibliotecă, să zicem așa, pentru că suntem la bibliotecă, este vorba de numele ei, este vorba de Chirileanu în ipostaza de mecena. Am vrut să nu fie un vernisaj prea formal, pentru că eu așa mi-l amintesc pe doctorul Victor Chirileanu, în ipostaze informale. Nu cred că îi plăcea prea mult, cel puțin așa cum am cunoscut eu, ipostazele prea scorțoase, ca să spun așa, prea sobre. Și în același timp, eu mi-am dorit să fie o întâlnire în memoria lui Victor Chirileanu, în memoria. Bineînțeles că este o mică parte din ceea ce a adunat cu scopul de a ajuta, spun eu din nou, Victor Chirileanu în decursul vieții lui. Thank you.
o altă particularitate a acestei bucăți din colecție este că ea nu se vrea să rămână închisă. Ea se deschide prin expunere, și atât putem să vedem aceste lucrări, dar se deschide și prin oferire. Cei care doresc pot să intre în posesia unei lucrări din această colecție. Este o altă particularitate. Eu aș vrea să îl invit și pe Matei, fiul lui Victor, să ne spună câteva cuvinte. O să revenim, o să mai rog și pe alții să vorbească și să ne spună despre tatălui, în primul rând, și despre aceste lucrări pe care, iată, le-a adus la Biblioteca Județeană Ghete Chirilianu, să le putem vedea și noi. Deci, da, te rog, Matei. Ar fi plăcut. Bună ziua. La microfon. Da, bună ziua. Eu vreau pe scurt să vă mulțumesc că suntem aici și aș mai vrea tot pe scurt să rog pe domnul Popei dacă poate să spună câteva vorbe despre tata, pentru că l-a cunoscut în ultimii ani destul de bine. Și atunci, spre final, o să mai spun și eu câteva vorbe. Despre tata am vrea să vorbim puțin, deci, deocamdată. Deci, iată că Matei s-a eschivat deocamdată, domnul Popei, vă rugăm să veniți. Printre cei cu care Victor Chirilianu a împărțit, ca să spunem așa, momente multe, s-a aflat și domnul artist plastic încă în viață, cum spunem noi, Ioan Popei, care este rugat să spună și din oameni câte cuvinte, dar vă rog să veniți în dreptul microfonului. Da. Eu sunt emotiv și nu prea am darul vorbirii, dar o să încerc în câteva cuvinte să... Relația mea cu doctorul a fost o relație mai degrabă omenească decât de la pictor față de ceilalți pictori. Poate a fost o relație, să zicem așa, mai... era apropiat mai mult de arta lor. De mine era apropiat, cred că, mai mult ca om. Nu cred că eram printre pictorul lui preferați, dar probabil că eram omul lui mai preferat. Așa am simțit eu. Păcat aici că ar trebui să fie toți pictorii, pentru că cred că toți au beneficiat de ajutorul lui, din păcate nu sunt toți. Asta ca un spirit critic. O spun dintr-un spirit critic. Poate n-ar trebui să spun asta, dar așa simt eu acum. Dar e totuși domnul Diaconu, care nici el nu e cel mai mare pictor, e cel mai mare om și el. De asta e aici. Ce vreau să zic, dincolo de glumă? Haideți să vă spun câteva cuvinte cum suna relația. Mergeam acasă, nevasta, de ce ai stat așa de mult? Am fost cu doctor. S-a mai întâmplat să am un vernisaj. Vai de mine, vernisaj, trebuie să... niște sticli, nu prea am vândut nimic, n-am bani să-l sun pe doctor. Doctore, n-am bani. Dar ce ai de făcut? Păi uite, am un vernisaj și nu îmi trebuie o vodcă, îmi trebuie o damingeană de vin și niște bănuți așa să fiu sigur să n-am vreun atac de panic în timpul vernisajului. Bine, cam cât ar trebui? Păi nu știu, dumneavoastră hotărâți, calculați, vin o să-ți dau 5 milioane, ți-ajung. Altă dată, doctorii trebuie să merg în Grecia, nu prea am bani, uite, am o invitație, am o expoziție, cât ar trebui? Păi nu știu, păi nu mai veni cu din astea, eu nu am timp, spune cât ar trebui, domnul doctor Mirușini, domnule, spune cât ar trebui, domnul doctor, dați dumneavoastră cât vreți dumneavoastră, băi, dacă nu îmi spui cât, să știi că închid telefon, 200 de euro, bine, vin o să-ți dau. Domn doctor Petru Vamanu, săracul, e rupt, el nu îndrăznea să suni. Băi, sună-l tu, că tu ești mai apropiat. Petru Vamanu e rupt, n-are culori, n-are nimic. Băi, să-mi dea el telefon. Nu vă dă că e rușinic, vă mai dați și trebuia să vă dea un tablou, nu v-o dat.
s-o îmbăta și o uita din noastră. Bine, bă, vin o să-ți dau 100 de euro să-i dai. Asta era relația față de ceilalți, așa zici, colecționari, care iar vreau să fiu critic, și dar nu rău, să fiu sincer, cam o căuta să profite. Ce o zis, bă, ăla n-are de mâncare, hai să iau un tablou pe o sticlă de vin. Nu, doctorul ne-a ajutat tot timpul. Și știți de ce asta? Vreau să știu dacă băiatul lui știe de ce asta. Sunt curios dacă știe de ce. De ce? De ce el era așa de apropiat de pictură? Știi povestea lui? Vrut să dea la pictură, el a vrut să... Exact. Da, asta, a vrut să facă arte plastice, să studieze și pentru că nu s-a putut atunci... Nu l-au lăsat părinții. Tot a rămas părinții. În lumea respectivă. Nu l-au lăsat părinții, că au vrut să rămână în lumea medicală. Așa cum se transmite tradiția, preot să dea la preot, medicul, și poate foarte bine au făcut. Vreau să spun că am văzut o lucrare de-a lui din timpul școlii generale. Mi-a fost rușine, spun domnul doctor, la... Mi-e rușine să spun că sunt pictor. O lucrare super, mult mai bună decât multe lucrări de aici. Nu știu dacă o ai acasă. Trebuia să o expui. Exact care. Este, are o lucrare, un peisaj cu niște mestece. Foarte frumos. Trebuie să fie pe acasă. O lucrare foarte simplă, minimalistă, foarte echilibrată, foarte, adică avea un instinct al esteticului și al culorii excepțional, pentru că știți cum e în artă, trebuie să te naști artist, în rest nu, arta nu se învață, ea trebuie să te naști, aia trebuie să ai instinctul ăla de a fi artist. Ce să spun, mie îmi pare foarte rău că l-am pierdut, că l-am pierdut tot, când spun l-am pierdut nu mă refer la personal, la toți că l-am pierdut, pentru că era și un om al comunității, știți, că el se implica nu numai în arta plastică, și cei de la teatru îl cunosc, și poeții și scriitori îl cunosc, biblioteca, nu mai spun. Deci s-au implicat, în, să zicem așa, nu neapărat numai în viața artistică, și în viața culturală, așa, în general, a orașului. Și poate și în cea socială, pentru că nu știu chiar toate amănuntele. Sigur că avea și el defectele lui și avea și el patimile lui, dar ca toți oamenii și toți avem probleme și avem... Dar exista la el o doză foarte mare față de alți oameni de umanitate. Cred că știți fiecare ce înseamnă umanitate. De-aia îmi pare rău după el. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Popei pentru sinceritate și pentru spiritul critic. A zis că n-a fost cel mai preferat pictor și nu putea să spun asta pentru că există evidența Constantin Filimon, ca să spun așa. Se vede și din lucrările de pe pereți că preponderența din colecția Victor Cheileanu o dă Constantin Filimon. A povestit, este o înregistrare într-un film, nu foarte reușit, aș putea spune eu, despre viața lui Constantin Filimon, a povestit cum s-au întâlnit. Vă spuneam, la Bisericani, era o tabără de pictură, una dintre primele tabere de pictură, cred. Au mai fost și altele, dar erau pe la începuturi, cred, din câte îmi dau eu seama, domnul Popei poate spune bine. Și dumnealui, medic acolo, a văzut un personaj pitoresc. Constantin Filimon nu dormea cu toți ceilalți în tabără. El făcea naveta cu bicicleta în Piatra Neamț. Venea, era un tip relativ repezit, își făcea treaba și pleca. Și acolo s-a înfiripat o legătură care a ținut până când neantul, ca să spun așa, a despărțit-o. Eu aș vrea să povestesc un moment anecdotic. Nu este de pus în biografii, să zicem așa, dar cred că face cumva... Dă un condiment, dă puțin piper luminii care ar trebui să cadă peste relația dintre Victor Cheileanu, mecena, cel care, iată, a întărit aici spusa mea, Ioan Filimon, a sprijinit în primul rând arta și după aceea a adunat tablouri, și Constantin Filimon. Povestea despre modul cum se desfășura relația dintre ei doi. Urma să fie zi de salariu la policlinică, în spital sau la casa de asigurări de sănătate, nu știu exact unde, sau peste tot. Și prevenit cumva, Constantin Filimon avea la subțioară, ca să spun așa, un număr de lucrări. Făcea un tur de spital, să zicem, și aduna niște bani. Niște bani care pentru noi, care trăim dintr-o leafă de bugetar, de exemplu, înseamnă foarte mulți.
Însă se pare că măsura banilor este diferită de la, să zicem, consopist, bugetar la artist. Era, cred că se cuantifică altfel. Și povestea doctorul Victor Chirilianu că noaptea, că la ora 1, de exemplu, cine bătea la geam că nu mai avea ce bea și ce fuma? Constantin Filmon, în primul rând cu Fernet. Îmi pare rău că nu este Fernet aici, deși ar putea să pară o prezență nu foarte scorțoasă, ar fi putut povesti foarte multe despre Victor Chirilianu și despre Constantin Filmon. Un alt moment, tot așa anecdotic, i-aș spune eu, a fost cel cu Pălinca de Zalău. În momentul în care câțiva inși, aș putea spune eu, am hotărât că pentru Constantin Filimon ar fi foarte, foarte important să fie primit ca membru al Uniunii Artiștilor Plastici, pentru că asta însemna să câștige un plus la pensie, lucru foarte important, căci avea o pensie sub 1000 de lei. Toată viața lui Constantin Filimon nu s-a ocupat să-și dea gradele. Era profesor, dar deși avea talent pedagogic, din câte povestea el, își ocupa viața mai mult cu pictura și mai puțin cu, să zicem, examene pentru grade. Și atunci pensia lui era sub 1000 de lei. Ca să-i poată crește pensia cu jumătate din minim, că avea o pensie minimă, am făcut un efort să îi întocmim dosarul de primire în Uniunea Artiștilor Plastici. Pentru că la Constantin Filimon asta era problema, asta a fost problema lui. De ce nu era Constantin Filimon membru atunci? Pentru că nu-și făcuse niciodată dosar. Nu se ocupase niciodată până la capăt să-și facă un dosar. Era prea complicat pentru el să stea, să-și întocmească acest dosar. Ei, când am terminat cu dosarul, clopoțel este aici de față și el a făcut reproducerile care au slujit la întocmirea acelui dosar. Când am terminat dosarul, l-am dus la Victor Chirilianu. Că noi ne-am gândit că Constantin Filimon ar avea nevoie de un fel de proptea să mergem noi la București vreo doi și să convingem jurul de acolo că merită, dar cu argumente para-artistice, că merită să fie primit în Uniunea Artiștilor Plastici. Și atunci Victor Chirilianu ne-a dat o sticlă de pălincă. Nu părea nimic interesant acolo. Însă noi ne-am dat seama ce era în sticla aceea, după ce am decis că nu mai mergem la București, era o iarnă, era frig și nici n-a fost nevoie de noi, pentru că în juriu erau cunoscuți de-ai lui Constantin Filimon, care i-au dat 10 fără discuție. Și în dosarul ăla, de exemplu, era o scrisoare de-a lui Jacques Zambaccean, o scrisoare extraordinară. În momentul în care Constantin Filimon a decis că trebuie să părăsească Bucureștiul, din mai multe motive nu mai are rost, Jacques Zambaccean, nepot al vestitului Cricor Zambaccean, cel care dă numele unui străzi în București, cum știți, mare colecționar, i-a scris o scrisoare și i-a zis, nu știu, maestre, orașul trebuie să fie foarte mândru, că mergeți, vă întoarceți în piatră în sfârșit. La dosar era și această scrisoare care nu putea să lase insesiv. În sfârșit, revenind la acea sticlă de pălincă, am hotărât să o bem noi și să mâncăm hârzobul pe care îl pregătisem și am văzut acolo un conținut pe care eu nu l-am mai întâlnit nici înainte, nici după. Și anume am înțeles că este pălinca de Zalău. O pălincă nu agresivă, cu papila gustativă, vă rog să mă scuzați că intru în detalii din astea, unctuoasă chiar, care are doar un singur efect, și anume că te ia o căldură pe la șale, iar dacă încerci să pășești, pietrele de pe drum, de exemplu, ți se par mai înalte. În rest, rămâi foarte lucid. Iată, este o anecdotă neacademică, să spun, dar care face din nou o legătură între Victor Chirilianu și un protejat de-a lui, aș putea spune, Constantin Filimon. Aici îl regăsim pe Constantin Filimon prin lucrări ale lui și vreau să vă spun că colecția Victor Chirilianu este colecție de valoare. De ce este de valoare? Pentru că în colecția lui găsim lucrări valoroase. Valoroase și ca urmare a unei selecții. Victor Chirilianu poate confirma asta și domnul Popei. Spunea unor lucrări salate, de exemplu, Constantin Filimon le zicea Chioarcă, de exemplu, unora, n-a vrut să sprijine deloc acuarela, nu i-a plăcut, în schimb a sprijinit la Petru Vamanu, care nu este aici, a sprijinit pictura pe sticlă. Și în posesia lui Victor Chirilianu intrau multe lucrări, dar în general lucrări serioase. Bineînțeles că aici nu sunt toate lucrările, sunt unele din lucrări, dar
poate să vă spună oricine că sunt lucrări una și una. De valoare, aș putea spune eu. Una este să ai multe lucrări și alta este să ai lucrări valoroase, cred eu. În sfârșit, revenind la Constantin Filimon, îl regăsim portretizat de Petru Vamanu, acolo undeva în spate, de Vasile Brânzan aici. El a rămas chipul, cel puțin expresie pe care a surprins-o Vasile Brânzan, dacă în zona mâinilor sunt niște stângăcii acolo, pentru chip este, va rămâne, cred, figura lui Constantin Filimon. Iată la autoportret, a avut o predilecție pentru autoportret și mai ales în ultima parte și a tot făcut autoportretul în tot felul de culori. Desigur, îl avem pe Bezem aici, avem, văd acolo acuarelă, s-ar putea să fie Arcadie Răileanu, îl avem pe Ioan Popei, pe lucrări mai mari, cum sunt cele de acolo, sau iată acel călugăr și un panou special pentru icoane. Știu că la un moment dat, Ioan Popei, poate ne spune Ioan Popei povestea aia, a avut o icoană pe care a zis că nu o vinde niciodată. Cel puțin așa mi-a zis mie. Și era o icoană făcută pe o poartă veche. Și, nu știu, era o legătură specială, cred că, între Ioan Popei și acea icoană. Vreți să ne spuneți povestea? În sfârșit, nu mai contează. Cert este că în colecția Victor Chilianu au intrat lucrări de mare valoare, inclusiv din zona asta, care acum pare ușor mai puțin interesantă, cumva, în sensul că până și Popei pictează mai rar icoane. Eu m-am cunoscut cu Popei, dacă îmi permiteți o paranteză, cum zicea Constantin Filimon, publicitate. M-am cunoscut cu Popei când o soră de-a mea din Italia m-a rugat să-i trimit o icoană. Și Popei avea atelierul atunci undeva deasupra băii comunale, generic vorbind, prin spate era un atelier. Și m-a îndrumat un fotograf, nu are rost să-i dau, m-a îndrumat spre atelierul lui. Iar Ioan Popei, care tocmai a pictat icoane, mi-a zis așa, zice, domnule, eu sunt un pictor scump. Îți recomand să mergi, că m-a întrebat ce fel de icoană vreau, să mergi la altcineva care pictează aproape ca mine, dar este mai ieftin. Așa m-am cunoscut eu cu Ioan Popei și într-un oraș ca al nostru, care nu este o metropolă imensă, sigur că nu putem să rămânem necunoscuți până la capăt. Și atunci am cumpărat din altă parte icoane, am totuși acasă icoană de Ioan Popei și are și... a avut și doctorul Chilianu. Chiar mă uit acolo la icoanele alea, cred că niciuna nu este de data domnul Popei, nu? Nu. Bine. Deci... Poftiți. Pentru că eu lucram la o icoană, dar nu puteam să spun la lucrurile ăsta la cum trebuie. Pentru că eu eram obsedat, la un moment dat am avut probleme în viață. Veniți, și am crezut că pictez icoană o să mă vine. Și eram atât de obsedat să fac un Iisus, încât am lucrat la Iisusul ăsta, cred că 3 ani non-stop. Deci eu vreau să-L am Iisus în nebunia mea în casă. Adică știți că este o boală, există o boală, am văzut pe internet, am văzut la Discover, nu știu, poate doctorii știu despre ce e vorba, care unii nu reușesc să aibă o femeie și își fac o femeie, și o fac din nu știu ce, nu știu, că uneori am început să asociez boala mea cu tot felul de boli. Zic, măi, ce cu asta, de ce vreau? La un moment dat am avut o revelație în momentul ăla și am zis, dom'le, nu pot să... Deci nu reușeam, adică mă mulțumeau o zi, a doua zi, numai mai... Și a ieșit, într-adevăr, o icoană care a fost considerată la vremea aia cel mai frumos Iisus din România. Cea mai frumoasă pictură. N-a vrut să o dau ani de zile. La care doctorul, în sfârșit, o insista, până la urmă, știți ce a făcut, a zis că eu am nevoie de icoană. Asta așa cum ai făcut, pentru că și el trecuse printr-o criză emoțională. Eu am nevoie de icoană, asta așa cum ai avut nevoie la vremea respectivă. Și atunci, de atunci am înțeles. Despre ce criză emoțională, nu știu nici în ziua de azi, probabil era o criză, el ținea foarte mult la Matei, cred că Matei la vremea aia avea ceva probleme de boală și legătură cu Doamna, cred că mi-a povestit, dar în mare, așa cum era vorba, și era într-o criză foarte gravă,
încât căzuse și niște patim din cauza crizei cu jocurile, adică nu știa cum să-și reechilibreze. Știți, omul când are probleme din asta emoțional, caută tot felul de a deveni dependent de alcool sau de alte prostii. Deci nu trebuie acuzat oamenii. Atunci i-am dat icoana aia cu bani destul de modești cât au avut el mulat. În sfârșit, erau mulți bani oricum. Bani pe care i-am dat la băiatul meu și-o cumpăra casă la vremea aia când terminați facultatea. Oricum, de asta eram scump, pentru că lucram la o icoană, eram obsedat de a face niște icoane și lucram foarte mult și nu le-aș fi dat. Și ca să le spun la oameni, ce să le spun? Că nu le dai, pe ce să le zici? Domnule, cumpă, nu pot să dau, nu știu ce, și de asta. După aceea, sigur, am început să fac icoane mai ieftine, adică în sensul să le fac așa cum trebuie, să o termin, să o pun deoparte și să spun, domnule, pentru altcineva. Asta la început așa, am avut niște probleme, am trecut ca toți artiștii, bine că nu m-am sinucis. Am reușit să rezolv problemele cu ajutorul meu, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul medicilor. Și vă mulțumesc și vouă și cu ajutorul publicului. Mulțumesc! Pentru că este o adunare, o întâlnire in memoriam, eu aș dori să vorbească cât mai mulți. L-avem pe Petrică Diaconu aici, lângă noi, și aș vrea, pentru că este reprezentat în această colecție, aș vrea, dacă dorește, să ne spună câteva cuvinte despre, iată, Victor Chirilianu, mecenat, pictură. Sigur că ar trebui să vorbim toți. Sunt foarte multe amintiri, nu știu cu care să încep sau cu care să le rezum. Țin minte, când l-am cunoscut eu, aveam vreo două tablouri de un metru pe un metru cu cer și cu stele. Da. Și când ne-am cunoscut, tot zicea, îmi vinzi mielea? Zic, nu, că sunt pentru altcineva. Făceam ca popii, știi, că sunt pentru altcineva. Trece o săptămână, trece două, trece o lună, iar mă întâlneam. Dai lucrurile alea. Și la un moment dat, cum evident dușmanul numărul unu al cărui artist este Ionu și cu alții, da? Și cu gazul, zic, Victorie, da, asta-i. Și de atunci am început să mă urmărească, mai ales că avem și trasee comune, adică mergeam pe la Sestri, mergeam prin zone comune, și acum sunt foarte surprins că uitasem de cele două autoportrete făcute pe tablă și făcute la repezeală într-o duminică și el a găsit de cuvință că sunt foarte interesante, drept pentru care le-a luat. Vorba lui Popei, nu știm câți bani, că erau mai mulți, erau mai puțini, dar oricum lucru foarte important era când cineva era în pericol, imediat sărea. Odată, într-o dimineață, eram cu ochii înroșiți și nici n-am clipit. Imediat am ajuns la el, m-am dus la sus, jos, imediat m-a rezolvat problema. Și sunt foarte multe amintiri, sunt modul cum alegea lucrările, că spunea că ăsta nu-mi place. Era clar, fără nicio discuție, nici nu spunea problema. Nu? Și tot așa. Lucrări sunt mult mai multe, cred că ar trebui să fie. De ale mele. Oricum, să se odihnească în liniște acolo unde este acum, pentru că va trebui să ne descurcăm fără el. Bine, am mai crescut și noi mai mari acum. Iată, mulțumim domnului Petru Diaconu. A apărut la această adunare, îmi place cuvântul adunare, și Dumitru Bezem are acolo un portret de fată foarte expresiv, sub un peisaj, și îl rog, cred, s-ar putea încerca, dacă cineva chiar ține la lucrul ăsta, în, să zicem așa, un clasament al celor mai iubiți pictori. Cred că după Constantin Filimon s-ar putea să fie, să urmeze, nu știu, rămâne de văzut, Dumitru Bezem. Așa că te rog, Dumitru Bezem, vină și spune-ne câteva cuvinte despre Victor Chirilianu, mecenat.
Pictură. Bună ziua. La microfon, te rog. Oare bine, îmi vine foarte greu să vorbesc dar păstrez acest moment de tăcere pentru cei doi dispăruți, prietenii între ei și prieteni și ai mei. Domnul doctor Chirileanu a fost într-adevăr un suflet mare, ca și Filimon, Costică, de altfel. Au fost prieteni, mi-au fost prieteni, apropiați, cum sunteți mulți dintre dumneavoastră. Le port un adânc respect amândurora. Am trăit alături de ei momente deosebite, clipe deosebite din zi și chiar din noapte, ca să spunem așa. Uitați-vă, sunt tablouri aici. Doctorul spunea, în timp ce Costică ar fi spus gata rama, gata tablou sau altfel, doctorul spunea, Costică lucrează și nu îmi da salate. Doctorul făcea o anumită, o selecție, sigur, aici putem vorbi și de un aspect anume sentimental pe care îl avea doctorul Chirileanu față de artiști în general. Nu ne trata altfel decât ca pe toți ceilalți. Noi eram, ca să spunem așa, pacienții lui preferați, în sensul bun al cuvântului. Pacienți de suflet eram. Costică de multe ori spunea, dacă eram în impas, mergem la domn doctor. Și se rezolvau problemele acelea delicate prin care trecem cu toții și mai ales prin care trec artiștii. E vorba de bani de culoare, e vorba chiar și de un transfer de la o stare de indispoziție la o stare, să spunem, benefică pentru un artist. Artistul trebuie să fie din când în când euforic. Dacă dumneavoastră puteți descifra în aceste tablouri sufletul mare al celor doi dispăruți, m-ar bucura. Recunosc și eu două lucrări aici, cred că a avut mai multe de la mine și de la Costică. Ele sunt probabil undeva, sunt îndrăgite așa cum au fost îndrăgite și de doctor și de cei care urmează să-l respecte în continuare. Încă o dată vă spun cu plecăciune pentru cei dispăruți, cu un adânc respect, îmi propun să rememorez, așa cum am să pot eu, poate și în pictura pe care o să o fac de acum încolo, ceea ce am trăit împreună. Trebuie să-i mulțumim și lui Petru, nu știu pe unde este. Petru a contribuit și el la realizarea acestei expoziții. Nu știu care dintre voi, Petru, poate și tu, poate și Petru Vamanu, da, așa. Sigur, lucrurile sunt interesante. Eu am fost invitat de câteva ori la doctor acasă. Am considerat un privilegiu acest lucru. Eram curios să văd o parte din colecția sa, pe care o păstra, sigur, cu calitățile pe care le-a avut, nu numai de colecționar, ci și de un om de rară finețe. A fost un om de cultură, Dumnezeu să-l odihnească, să-i odihnească pe amândoi. Încă o dată, eu vă mulțumesc, ca să vă răbdare să mă ascultați. Mă bucur că aici sunt și, nu știu, două sau trei lucrări de ale mele. Le văd cu alți ochi acum, sigur.
Doctorul obișnuia să vină cu un prieten de-al său, un colecționar, la noi, la atelier. De multe ori venea chiar singur și se întâmpla să și aplece privirea pe un șevalet sau altul. Ceea ce văd aici mă bucură și încă o dată spun, cei doi trăiesc prin ceea ce au lăsat moștenirii. Eu vă mulțumesc încă o dată și mă retrag pios. Mulțumim, Dumitru Bezean, pentru sensibila evocare, scurtă, dar sensibilă, și pentru că a fost pomenit Petru. Să spun că este vorba de Petru Vamanu, cel care a contribuit la selecția și panotarea acestei expoziții. Petru Vamanu, care n-a reușit să ajungă să vorbească, s-a temut, sunt sigur că s-a temut să vorbească. Și pe final aș dori să las microfonul lui Matei Chirilianu, care să ne spună câteva cuvinte despre cum vede el această colecție și cum se raportează la viitorul ei. Te rog. Da, mulțumesc. Eu încep din nou cu mulțumiri. Vă mulțumesc dumneavoastră că am reușit să facem chestia asta. În primul și în primul rând vreau să-i mulțumesc și lui tata că fără el noi nu eram aici la expoziția respectivă. Și vreau să-i mulțumesc domnului Vamanu că a venit la mine și am stat și am pus baghete, am retușat unele lucrări, am povestit despre tata, am povestit despre Costică Filimon. A fost minunat, le-am adus, m-au ajutat să le panotăm. E foarte, foarte mare, foarte mari mulțumiri și domnului Petru Vamanu. Domnule Popei, vă mulțumesc că ați venit și că ați vorbit despre tata. Eu, pe scurt, o să vă spun, eu nu sunt colecționar, nu sunt specialist. Când eram așa micuț, veneam la tata prin cabinet și îl întrebam, mai vedeam câte o lucrare. Îl vedeam pe domnul Filimon, că tată, dar tu ce faci cu ele? Zic că lasă că ai să vezi tu mai încolo. Acum am văzut. El avea, l-am întrebat odată, bă, tăticule, ce e important în viața asta? A zis că e important să ai, să-ți găsești credința, să-ți găsești munca plăcută și să-ți găsești pasiunea. Și acolo e credință, aici ai pasiune, munca, o știm cu toții, munca lui tata. În continuare, eu încerc să mai expun din lucrările lui tata, pentru că mai sunt acasă. Fost pur și simplu o inspirație de moment, m-am trezit într-o dimineață, am fost la galerie la Humanitas, domnul de acolo mi-a spus, vino și vorbește cu domnul Balint, e posibil să reușiți să faceți chestia asta. Și atunci, pur și simplu, eu m-am întors după ce tata s-a pierdut și am zis să fac chestia asta, nu știu, omagiu, mulțumire, asta e pentru el. Și vă mulțumesc că sunteți aici. Da. Cam asta. Nu-mi rămâne decât să declar deschisă această expoziție, frumoasă expoziție, putem spune, și să vă divulg un mic secret, și anume Matei a pregătit ceva post-vernisaj. Așa că vă invit să rămâneți, în timp ce o să admirați rând pe rând lucrările, să rămâneți și la un pișcot. Vă mulțumesc! Mulțumim. Mulțumesc frumos!